Bună ziua, Andra, bună ziua tuturor. Uniunea Europeană a devenit foarte preocupată de relansarea relațiilor cu statele din America Latină, mai ales după ce Rusia a invadat Ucraina. Mai exact, comunitatea europeană încearcă să se asigure că aceste state nu vor rămâne în influența, în sfera de influență exclusivă a Rusiei sau eventual a Chinei, în condițiile în care cele mai multe economii din zonă sunt foarte afectate după pandemie, cu inflații record, cum este în Argentina. Din acest punct de vedere, la acest summit se va încerca o declarație politică în care statele din America Latină să condamne invazia rusă în Ucraina, în condițiile în care nu toate au făcut-o. Argentina sau Chile, de exemplu, sunt state care din capul locului s-au poziționat împotriva invaziei ruse. De cealaltă parte, Brazilia, Mexicul au rezerve în acest sens. În plus, multe dintre aceste state sunt dependente de relațiile economice, de importuri din Rusia, de aici și această reticență. Au fost relații diplomatice intense între Uniunea Europeană și statele din America Latină în ultimul an. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cancelarul german Olaf Scholz, președintele Consiliului European Charles Michel au vizitat țări din America Latină și președintele Klaus Iohannis a făcut-o la sfârșitul anului trecut. Prin urmare, acest summit ar trebui cumva să concretizeze și să sintetizeze toate aceste discuții. De cealaltă parte, țările din America Latină sunt mai degrabă interesate de relansarea relațiilor economice. Se negociază un tratat comercial între Brazilia, Argentina și alte state din zonă și Uniunea Europeană. Aș spune că la nivelul comentatorilor există mai degrabă un scepticism. E un bloc foarte eterogen, sunt țări cu economii foarte diferite, cu opinii politice foarte diferite, deci e foarte puțin probabil că în afară de o discuție diplomatică în aceste zile la Bruxelles să se obțină mai mult.